Vom începe așadar cu prima masă pe care, sau prima hrană pe care ne-o va aduce astăzi fratele Nicolae Iepure de la Pecei. Domnul să-l binecuvinteze, să-l dea putere. Pacea Domnului Iisus, dragi frate și surori, așa cum fratele Iosif spunea, hrana nu va fi de la mine, va fi de la Domnul, sigur. Noi ne lăsăm folosiți de Domnul ca să redistribuim această hrană de care El s-a îngrijit pentru noi. Aș dori în primul rând să aduc salutările adunării de la Pecei, de unde fac parte. Majoritatea fraților sunt aici, ați avut ocazia poate să dați mâna cu toți, dar aduc salutul lor de iubire frățească și creștină pentru toți credincioșii, pentru toți sfinții. Așa cum ați putut observa din programul convenției, majoritatea subiectelor sunt axate pe harta planului vârstelor undeva în zona secerișului, unde veacul evanghelic se întretaie cu veacul milenar și rezultă acea perioadă intermediară numită seceriș, în care se desfășoară o multitudine de evenimente, desigur, prea multe ca să le discutăm acum. După cum ați observat, tema discursului care mi-a fost alocat este adunarea sfinților pentru a fi cu Domnul nostru. Și sunt mai multe versete care se referă la această adunare. Aș vrea să amintesc unul din Matei 13:30, chiar așa cum se termină pilda neghinei, dacă vă amintiți. Zice, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o arde, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Sigur că strângerea în grânar, noi învățăm că există un grânar al siguranței, care este dincoace de văl, pentru toți cei credincioși, pe deplin consacrați, concepuți de spirit, care aleargă pe calea îngustă și care sunt hotărâți să meargă până la capăt, și, desigur, când fiecare își termină calea, vor fi strânși în grânarul ceresc. Suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu și recunoscători pentru binefacerile și binecuvântările Lui pe care zilnic le revarsă asupra vieților noastre. Mulțumim și pentru această ocazie lui Dumnezeu. Mulțumim fratelui George, care s-a îngrijit ca să existe, și fraților de aici, de la Oradea în special, tuturor, ca să existe acest ospăț spiritual. Această masă bogat încărcată pentru noile creaturi cu lucruri spirituale, care să contribuie, să ajute la dezvoltarea caracterelor noastre, la maturitatea lor, pentru a putea fi adunate în grânarul ceresc. Acesta este motivul pentru care Domnul nostru Iisus s-a întors a doua oară. Desigur că pentru toți cei de față, cred că nu e o problemă întoarcerea a doua ca și eveniment. Știm că a fost o primă prezență a Domnului nostru pe pământ pentru un scop precis și pentru un timp limitat. A venit ca să pună prețul de răscumpărare necesar pentru căderea primilor noștri părinți, a strămoșului nostru Adam. La 4128 de ani de la creație, în ziua a 5-a de creație, Domnul nostru a venit ca să plătească acel preț pe care nimeni n-ar fi putut să-l plătească, din cauza că nu se găsea niciun om pe pământ, cum zice în Psalmul 49. Nu era niciun om desăvârșit care să poată pune prețul de răscumpărare și, așa cum în Apocalipsa 13:8 ni se spune că Domnul era în planul lui Dumnezeu mielul înjunghiat de la întemeierea lumii, la timpul potrivit El s-a prezentat, a intrat în lume așa cum intră fiecare om printr-o naștere ca să fie om, dar nu avea de tată pe Adam, era fiul lui Dumnezeu, era desăvârșit. La timpul maturității sale, la 30 de ani, a înțeles că nu a venit pe pământ ca să rămână aici ca ființă umană perfectă,
Cu toate că ar fi putut să facă această alegere, având în vedere că, nefiind din Adam și împlinind legea, legea îi dădea dreptul să trăiască veșnic pe pământ, câtă vreme respecta legea. Dar el a înțeles că scopul lui, chiar de la 12 ani, dacă vă amintiți, el a înțeles că n-a venit pe pământ ca să rămână aici, a venit cu un scop. La 12 ani nu era foarte clar pentru ce a venit, dar la 30 de ani era matur de plin, știm că vârsta de 30 de ani era maturitatea după lege și că la 30 de ani ni se spune în Leviticul că un levit putea să fie ales de preot. De la 30 la 50 de ani era vârsta preoției, era considerată vârsta maturității de pline ca ființe umane. Și Domnul Iisus, conform legii, la 30 de ani s-a prezentat la Iordan ca să-și pună viața în consacrare. Știm că a fost conceput de Spiritul Sfânt, a fost umplut cu Spiritul Sfânt la Iordan și în urma acestei umpleri cu Spiritul Sfânt i s-a deschis ochii înțelegerii Scripturilor pe care, ca ființă umană perfectă, le avea literal în minte, dar nu le înțelegea sensul la toate. Și pentru a le înțelege sensul, el s-a izolat pentru 40 de zile și 40 de nopți ca să mediteze asupra planului lui Dumnezeu. Și acolo, în pustie, i s-au clarificat toate lucrurile. Care este cursul pe care el trebuie să-l urmeze, toate punctele principale care trebuie să le împlinească. Acesta a fost scopul primei prezențe și el s-a terminat așa cum era necesar pentru noi, pentru rasa umană și chiar pentru Israel, ca și o excepție. S-a terminat la Golgota, pe cruce, unde el a pus prețul de răscumpărare și a dat viața perfectă. Și înainte ca să plece, când era încă în trup, ne amintim că el a spus ucenicilor, în Ioan 14:3, el spune: eu mă duc să vă pregătesc un loc, dar mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. O promisiune extraordinară făcută de Domnul, cu toate că ucenicii în acele vremuri erau foarte, foarte întristați. Ne amintim în Ioan, în mai multe, 2-3 capitole la rând, Domnul le spune că iminența plecării lui este aproape. Ei se așteptau că Domnul urmează să fie încoronat, ca și împărat al lui Israel, și Domnul le vorbea ceva ciudat. Le vorbea faptul că el trebuie să plece undeva. Vorbea despre faptul că trebuie să moară. Vă amintiți într-o situație când Petru îi spune să te ferească Dumnezeu? Și el îl mustră. Îl mustră aspru pe Petru, parcă foarte dur, când îi zice: înapoi a mea, Satană. Tu ești o pricină de potignire pentru mine. Deci Domnul Iisus era foarte determinat ca să își ducă misiunea până la capăt. Și era o misiune foarte grea din punctul de vedere că pentru el nu era nimeni care să mijlocească. Domnul Iisus trebuia să-și mențină perfecțiunea și trebuia să fie înviat. Și ne amintim în grădina Ghețimani cum el a plâns cu amar și ne spune Apostolul Pavel în Evrei, că el în Matei nu ne spune și în Epistole, dar ne spune Apostolul Pavel, care știa de la Petru, că Domnul a plâns cu lacrimi. Ni se spune doar că a transpirat cu transpirație de sânge, dar în Evrei ne spune că a plâns în grădina Ghețiman, pentru că știa că este iminent moartea sa și dacă ceva n-ar fi împlinit din acele lucruri pe care le-a înțeles când era în pustiu, tot cursul planului său, n-ar mai fi fost înviat. Și pentru el era ceva extraordinar. El era viața. El trebuia să biruiască și a biruit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și Domnul nostru Iisus, pentru că altfel noi n-am fi aici. Referitor la planul veacurilor, că subiectul nostru e undeva între punctul 10 și 7 și 10 pe hartă, un frate drag mi-a zis chiar mai înainte și un lucru minunat, cred că e ajutor pentru toți în cazul în care ați vorbit cu cineva despre harta vârstelor. Zicea fratele că cum putem să demonstrăm că această hartă este extrasă din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și e o potrivire numerologică frumoasă aici. Dacă adunați toate punctele, 1, 2, 3 până la punctul 11, toate adunate împreună sunt 66. Deci cele 66 de cărți ale Bibliei se pot reflecta numerologic chiar și în acest fel pe harta vârstelor. Referitor la subiectul meu și la versetul din care este luat,
Matei 25:31 este versetul, vă amintiți, e parabola cu oile și caprele și este chiar primul verset acolo. Când va sta Fiul omului, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va sta pe scaunul de domnie al slavei sale. Acesta este versetul. Și referitor că Fiul omului va veni cu toți sfinții îngeri, cred că vă amintiți că sunt multe versete în Scriptură care vorbesc despre aceasta. Și în special ne amintim că în Iuda 14, apostolul citează din Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, care spune că iată că vine Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Deci încă din lumea veche Dumnezeu a dat această speranță că la un moment dat Dumnezeu va trimite pe cineva să facă ceva pentru rasa umană. Nu se înțelegea desigur atunci despre ce este vorba, dar este foarte relevant și important pentru noi. Mai târziu, în Zaharia, capitolul 14:5, la fel este reluat versetul, și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Vorbește despre strâmtorarea lui Israel, poate ar fi bine să citesc versetul din Zaharia. Vorbește despre strâmtorarea lui Iacov, despre finalul strâmtorării lui Iacov. În versetul 5, Zaharia 14:5, veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Desigur se referă la Biserica în glorie, la timpul când strâmtorarea lui Iacov va fi pe final, el va fi recunoscut de către Israelul după trup, că este Mesia, pentru că știm că el nu îl recunoaște deocamdată ca și Mesia, sunt într-o împietrire, ne zice în Romani 11:25, din cauza că l-au respins la prima venire, Dumnezeu i-a închis într-o împietrire a inimii ca să nu-l poată recunoaște pe Mesia până când va intra numărul de plin al neamurilor în biserică, până când biserica veacului evanghelic, care știm că are un număr limitat, va fi completă și atunci Israelul va recunoaște și îl va plânge cu amar, așa cum zice profeția. De asemenea, referitor la momentul când aici pe harta vârstelor, la punctul 10, vedem că e o linie verticală întreruptă, pentru că nu știm exact, nu ni se spune în Biblie și cred că este bine că nu ni se spune exact momentul când secerișul va fi complet, când clasa va fi completă și secerișul va fi terminat, cu toate că vedem că epocile paralele ne indicau un paralelism și ca și durată a secerișului veacului evanghelic, totuși vedem că e de 4 ori mai mare decât a fost secerișul veacului iudeu, care a avut 40 de ani. În 1914 s-au împlinit 40 de ani de când Domnul nostru s-a întors a doua oară cu împărăția, așa cum a promis. Că el merge într-o țară îndepărtată să-și ia în stăpânire o împărăție. Și când se întoarce, sigur își reglează conturile cu casa sa, cu servii săi. Și el s-a întors acum cu împărăția. La prima prezență a venit într-un chip umilit ca ființă umană să pună prețul de răscumpărare. La a doua sa prezență, aici el se întoarce glorios, așa cum zice Matei 28. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. El se întoarce ca și secerător șef. Se întoarce să-și ia clasa bisericii și totuși epocile paralele ne sunt de folos. Vedem un paralelism între secerișul veacului iudeu. Ne amintim că în anul 29 Domnul Iisus s-a prezentat la Iordan, iar după 3 ani și jumătate a pus prețul de răscumpărare și când a fost înviat în anul 33, el a fost înviat deja la natura care o are ca și răsplată, natura, însăși natura Marelui Jehova, natura divină. Aceasta a fost răsplata lui. Și dacă mergem în paralelă, dacă s-a întors în 1874 conform
cronologiei biblice, în 1878, în primăvara lui 1878, ușor putem să presupunem că toți membrii care au fost aprobați și care au adormit, începând cu apostolii, au fost înviați instantaneu. Subiectul e foarte mare, timpul e foarte limitat. Eu trebuie să mă limitez în special în jurul acestui verset din Matei 25:31 și alții frați în urma mea o să continue mai departe cu parabola. O să mai luăm în considerare câteva versete. În Matei 19:28, de asemenea, Domnul Iisus vorbește despre întoarcerea sa. Și aici amintește ceva foarte interesant. Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel, spunea Domnul ucenicilor săi. Ceea ce e foarte interesant de remarcat aici, e expresia la înnoirea tuturor lucrurilor. Și asta ne duce cu gândul la Fapte 3:21, unde Apostolul Petru zice despre vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Deci a fost în Eden împărăția lui Dumnezeu pe pământ și aici ne indică că acea împărăție va fi din nou restaurată, va fi din nou restabilită pe pământ. Reînnoirea din nou a tuturor lucrurilor sau zice aici înnoirea dincolo, vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Și mai zice Petru despre care vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Dacă ne uităm cu atenție, în toate profețiile Vechiului Testament, într-un fel sau în altul, acest mesaj al împărăției lui Dumnezeu pe pământ este dat prin fiecare profet, și în profețiile mai mari și în profețiile mai mici, din toate reiese într-o formă sau în alta, și eu cred că voi știți acest lucru, reiese faptul că împărăția lui Dumnezeu, care s-a terminat pentru un timp în Eden, ea va fi restabilită din nou. Noi ne aflăm într-o perioadă de la cădere până acum, ca și într-o paranteză. Pentru un timp, Dumnezeu a permis ca rău să fie manifestat pe pământ, pentru un timp și pentru un scop, ca rasa umană să învețe o lecție. Și noi toți învățăm o lecție, ce înseamnă lecția neascultării. Toți vedem, nu trebuie explicate efectele neascultării și a blestemului din Eden asupra pământului și asupra rasei umane. Este foarte trist ceea ce se întâmplă pe pământ și în fiecare zi vedem în jurul nostru tot felul de necazuri și nenorociri. Astăzi lumea nu poate să aprecieze aceste lecții, aceste experiențe, valoarea acestor experiențe. Dar îmi amintesc din volumul 1, capitolul 7, la final, permisiunea răului, unde zice că atunci, la finalul veacului milenar, când oamenii vor privi în urmă experiențele prin care au trecut, majoritatea murind în moartea adamică și, sau adormind în moartea adamică și fiind treziți, oferindu-se o nouă ocazie de viață, ajungând la perfecțiunea umană, privind în urmă, vor da dreptate lui Dumnezeu că planul lui Dumnezeu a fost cel mai bun și a meritat toată suferința. Credem că aceste experiențe vor fi o poliță de asigurare pentru viața veșnică. Ele vor rămâne întipărite pentru totdeauna în memoria fiecărui individ care a trăit în acest timp de permisiunea răului și toate experiențele grele, negative, pe care le-a experimentat, vor fi o garanție că pentru toți cei care vor trece dincolo de ultimul seceriș, să spunem, secerișul veacului milenar, când satana pentru o perioadă scurtă de timp va fi dezlegat, toți cei care vor trece dincolo de acea încercare, care a început în Eden și se va termina la finalul veacului milenar cu încercarea tuturor din rasa umană, când vor ajunge la desăvârșire, va fi pentru ei ca și o poliță de asigurare. Toți cei care vor trece dincolo de acea experiență, cu siguranță nu se vor întoarce niciodată împotriva orânduierilor lui Dumnezeu. Atunci când și ultimul bob de grâu din acest seceriș, de grâu copt, va fi strâns în grânarul ceresc,
În timp ce pe pământ va fi mare necaz, va fi apogeul marelui necaz, clasa fiind completă, în cer știm că va fi acel eveniment fastos la care toți ne dorim și eu vă doresc din toată inima la toți să participăm, ca și mireasa Domnului, nunta mielului, pe pământ va fi mare necaz. Și imediat după acest eveniment fastuos, știm că se va inaugura nou legământ cu poporul lui Israel și prin poporul lui Israel cu toți cei care vor fi doritori din rasa umană. Ne amintim că în Psalmul 46 cu 10 se dă o poruncă. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Hristosul investit cu putere să guverneze pământul timp de 1000 de ani, va porunci popoarelor să se oprească din furia marelui necaz. Va fi fost suficient brăzdate inimile tuturor celor care vor rămâne în viață și vor fi potriviți pentru o nouă semănătură, semănătura veacului milenar. Aș fi vrut să citesc ceva referitor la veacul milenar foarte, foarte frumos și minunat, din niște versete care voi le știți, de fapt, din Cronici, capitolul 16, unde vorbește foarte frumos și într-un ton optimist despre viitor și despre Dumnezeu. De la versetul 25. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Este vrednic de laudele și de binecuvântările pe care toată rasa umană trebuie să le aducă și noi ar trebui să le aducem în primul rând în fiecare clipă a vieții noastre lui Dumnezeu. El este de temut mai presus de toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli. Dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui. Tăria și bucuria sunt locașul Lui. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slavă pentru numele Lui. Aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește. Să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea. Să cânte copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ce minunate versete, ce minunate cuvinte. Parcă suntem surprinși să le găsim în Cronici. Mi-amintesc că fratele Cornel a avut cândva o lecție de aici foarte minunată. Și de asemenea din Psalmi aș vrea să mai citesc două versete și cu asta o să închei, pentru că timpul deja s-a dus. Tot așa, niște versete referitoare la timpul reinstaurării pe pământ și a instaurării clasei conducătoare pe pământ a vrednicilor din vechime. Din Psalmul 85, de la versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea Lui și îl va urma călcând pe urmele pașilor Lui. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Domnul să ne dea binecuvântările Lui în continuare. Amin. Mulțumim Domnului, mulțumim fratelui Nicu pentru aceste gânduri frumoase. Este o temă foarte importantă. Noi am ajuns să trăim acest timp din planul lui Dumnezeu când se intersectează cele două mari dispensații a veacului rău
și a treia dispensație a plinătății timpurilor. Și această perioadă de hartă, având-o la 7 la 10, este perioada secerișului. Grâul este adunat în grânar, iar neghina este adunată în snop și arsă, dar are loc și cernerea grâului. Dar noi să fim bucuroși că putem să înțelegem aceste lucruri și timpul în care ne găsim. Și sigur, suntem mult binecuvântați prin aceste învățături care le avem. O să continuăm cu o cântare, cântarea 207, după care aceeași temă, parabola oilor și caprelor, o va continua fratele nostru Florin Chiș. Cântarea acum, vă rog, 207, ce simți fericit. Când se încă închide că trebuie să stăm, că poate că nu se vede scris. De la stafoane mă bucure, ar fi părtașa mântuire și la cerului moștenire. Pânești în taur că-ți fericit, salvarea Iisus a copântit. Dumnezeu în Tatăl, Iisus de-a mea, Iisus în Dumnezeu mea, Dumnezeu cu bucurie, să-mi fac în toate așa duiesc inima mea, legea lui Dumnezeu, bucuria. Gândești în toată fericit, salvarea Iisus a Dumnezeu cântat.